genul programului Talk Show. Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, trăim într-o Românie în care toate merg de andoasele. Și am să vă spun că Autoritatea Electorală Centrală, așa un nume umflat cu compresorul, nici măcar cu pompa, știți? Cu pompa trebuie să dai la pompă, să... Știți, era și dau la pompă? Era așa. Deci, o melodie. Deci, Autoritatea Electorală Centrală constată acum nivelul fraudei de la referendum. Mă, dar în toate alegerile, voi nu v-ați trezit să constatați voi, Autoritatea Electorală Centrală, Autoritatea Electorală Centrală, să constatați, frate, câte, unde, că au fost locale, parlamentare, prezidențiale, europarlamentare. Acu, dintr-o dată, mult zgomot pentru nimic, deci stați liniștiți. Mi se pare Stalin a zis asta, nu contează cine votează, contează cine numără voturile, așa că încredere totală în autoritatea asta, sunt beton băieții, e extraordinar. În altă ordine de idei, mă apucă râsul, dar e bine ce se întâmplă, e extraordinar. O știre de pe ziare.com. Comisia Europeană intenționează să propună înființarea unei echipe europene de procurori. E pe bază de hotărâre. Propunerea va fi înaintată anul viitor după ce Lituania va prelua președinția Uniunii Europene. Procurorii europeni se vor ocupa de criminalitatea financiară din toate statele Uniunii Europene. Băi, când o să aveți de lucru aici în România, mamă, da? A anunțat miercuri directorul oficiului de luptă antifraudă, OLAF, are și oficiul ăsta un nume prescurtat tare frumos. Vorbim despre... prevenire astăzi, despre săptămâna prevenirii criminalității, prevenirii accidentelor de circulație, săptămâna prevenirii la în Inspectoratul de Poliție al județului Hunedoara. L-am invitat pe purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, domnul inspector principal Bogdan Nițu, și o să ne spună astăzi că dacă nu suntem noi atenți cu ochii pe buzunarul nostru și pe portofelul nostru, ghiciți ce? Poate să vină procurori europeni, că tot atâta bine ați revenit, domnul Bogdan Nițu. Bună seara și bine v-am regăsit. Aveți mai multe acțiuni de prevenire săptămâna asta și nu numai săptămâna asta, pentru că ne-am obișnuit să vedem asemenea acțiuni organizate de Inspectoratul de Poliție al județului Hunedoara. Haideți să le trecem în revistă și să mai discutăm și alte cele. Vă rog. În primul rând aș dori să vă mulțumesc pentru această oportunitate de a prezenta activitățile Poliției Hunedorene. Este vorba despre un eveniment național care se desfășoară în această săptămână. Este vorba despre Săptămâna Prevenirii Criminalității, un eveniment care a ajuns deja la 7-a ediție. Este o inițiativă a Inspectoratului General al Poliției Române, care ne-a trasat anumite linii directoare, lăsându-ne totuși să ne organizăm în teritoriu, astfel încât să găsim cele mai bune metode și mijloace de a promova prevenirea criminalității, și vorbim despre diferite categorii de infracțiuni. Nu neapărat există în județul Hunedoara, cel puțin la care eu mă voi referi, nu neapărat există o problemă din acest punct de vedere. Noi mergem în principal pe ideea de a preveni înainte de a acționa, să spunem, combativ, de a lua măsuri, deși și acest aspect al poliției este unul bine cunoscut și ne implicăm și pe această linie de a lua măsuri față de autori, dar încercăm să ne concentrăm atenția și pe potențialele victime ale diferitelor infracțiuni. Este bine cunoscut circuitul judiciar, identificarea autorului, începerea urmăririi penale, trimiterea în judecată, aplicarea unei pedepse privative de libertate. Nu, stați, că aici e frumos. Deci nu, e bine circuitul până la... normal, vă spun, în circuitul, măsura în care... Circuitul normal, nu, în România nu e circuitul normal, că de-aia făceam eu haz de necaz cu procurorii europeni care...
o să aibă mamă cât de mult de lucru în România. Bun, am înțeles, vă rog. Dar vă spuneam că în paralel cu această activitate binecunoscută a poliției, care este de fapt principala sa sarcină, să spunem, socială, avem și o activitate de prevenire a victimelor, potențialelor victime ale infracțiunii. Și aici vorbim despre infracțiuni de diferite categorii. Ne-am concentrat luni, în 24 septembrie, pe prevenirea delincvenței juvenile, situație în care am apelat chiar la sprijinul unor elevi, pentru că ei sunt cei mai interesați de această chestiune și 24 de elevi voluntari din diferite unități școlare din municipiul Deva au luat parte la această campanie, voluntar pentru comunitatea mea se cheamă. Asta ieri a fost... De unde? Stați așa, stați un pic, că nu. Vreau foarte mult să insistăm un pic pe povestea asta. Pentru că dacă s-au implicat voluntari din rândul tinerilor, este foarte bine. De unde, din ce de la ce școli? Este vorba despre unități școlari din municipiul Deva, în principal. Ne vom extinde, să spunem, rețeaua de voluntari și în celelalte localități din județul Hunedoara. Dorim să-i atragem pe tineri alături de poliție în diferite activități de prevenire. Ei, având sarcini bine definite, nu pot lua măsuri ca și polițiștii, dar observă activitatea noastră, se familiarizează cu modul nostru de lucru, de intervenție, cu atribuțiile polițiștilor și, de ce nu, într-un viitor, poate nu foarte îndepărtat, o parte dintre ei să dorească chiar să urmeze o carieră de polițist. Este bine să-i formăm pe acești tineri ca și buni cetățeni, pentru că, am mai spus acest lucru, orice polițist este un cetățean, orice cetățean ar trebui să fie într-o oarecare măsură și un polițist cu ghilimele de rigoare, nu în sensul de a aplica stricto sensul legea, dar de a sprijini poliția în demersurile sale de aplicare a legii, în sensul sprijinirii inclusiv informative, pentru că din păcate s-a deteriorat foarte mult imaginea, să spunem, informatorului. Mulți compară pe acești oameni bine intenționați, cetățeni care ne sprijine cu informații, cu așa zis și turnători, și se consideră fi o rușine faptul de a spune poliției ceea ce ai văzut ca și martor ocular în cazul unei infracțiuni. Păi, să vă spun și de ce, domnul inspector principal. Pentru că avem o problemă în privința protecției, și aici intrăm într-o zonă foarte stufoasă, în privința protecției martorilor din România, în privința multor aspecte de genul ăsta în care ți-e frică să te duci, pentru că, da, bun, polițistul vine, ia măsură și după aia îți spune foarte clar, eu conform legii, pentru tulburarea liniștii publice, îi dau amendă lui a nu știu cât. Bun, omul data viitoare, dacă eu trăiesc în cartier, pentru că de asta întrebam de unde vine levii ăștia. După părerea mea, acum e o părere umilă și neavizată, corect, dar mai vedem și noi prin filmele americane, prin alte părți, e doar o acțiune bifată. Dacă ea nu se continuă și nu începeți să mergeți în ghetouri, și știți la ce mă refer, în cartierele noastre, adică dacă nu vă duceți în municipiul Deva, în micro 15, în municipiul Hunedoara, în micro 5-6, pe acolo, pe sus, știți despre ce vorbesc. În Valea Jiului, iarăși, o zonă grea din toate punctele de vedere. Și fiecare oraș are, avem, punctele, are negre. Punctele ei negre și dacă nu-i luați de acolo pe tineri ca să implicați în asemenea acțiuni, e doar o acțiune bifată, ca așa a zis doar și un ministru, domnul ministru sau nu știu cine de acolo, din compartimentul de la nivel central care se ocupă cu prevenirea. Ca așa, da, e frumos. Ideea e bună. Este un punct de început. Ne gândim că acești copii trăiesc în comunități. Ei vor spune familiei, vor spune prietenilor, iată ce lucru interesant am făcut eu alături de poliție. Am fost la o cercetare criminalistică, am fost la o acțiune de prevenire, am distribuit pliante, am discutat cu oamenii, am aflat problemele lor. Și poate această ofertă, bineînțeles, nu-i putem determina, pentru că voluntar înseamnă o activitate benevolă, adică omul să vină către poliție și să primească de la poliție sprijin. Dar nu putem să obligăm pe tineri dacă au alte preocupări, corect, să spunem, să vină în aceste activități. Dar oricum este un punct de început și dorim să extindem această rețea. Vă spuneam despre atitudinea aceasta civică pe care dorim să o cultivăm în rândul tinerei generații. Gândiți-vă că... Nu, aici trebuie să lucrați la justiție, după cum spuneam. Adică dacă justiția își va face treaba și dacă legea într-adevăr își va face clar, nu știu, simțită prezența în comunitate în alt fel decât, doamne bun, îi dai amendă, vine peste tine după aceea, trage două, trei beri la măsia și apoi te trezești cu el că știe unde stai, în cartier, că tu ai zis la poliție.
E real ce spun eu. Există această temere, uneori justificată, alteori nu. Noi dorim să obținem informații inclusiv sub protecția anonimatului. Nu trebuie să meargă martorul în justiție neapărat ca martor al acuzării, dar măcar să ne ofere anumite indicii. Sunt situații, am mai dat acest exemplu în Deva la o casă de schimb valutar în care o persoană cu un pistol amenința casiera cu ceva timp în urmă. Există acele imagini, le-am difuzat și în presă și au intrat trei bărbați care au dorit să schimbe anumite sume de bani la acea casă de schimb valutar. Niciunul dintre cei trei nu a apelat numărul 112 chiar sub protecția anonimatului, spunând: iată ce am văzut eu ca și martor ocular, interveniți rapid pentru a-l prinde în flagrant. Și s-ar fi putut realiza acest flagrant. Din păcate a sunat casiera după ceva timp, după ce și-a revenit din șoc, prea târziu de altfel pentru a putea realiza flagrantul. Deci există acest aspect, o teamă oarecum justificat într-o oarecare măsură. Pe când îl vezi pe ăla cu un pistol, zici, dacă vine mâine seară la mine... Bun, da, un apel la 112. Da, da, după apelul nimic, de la 112. Și nici nu este obligatoriu să-ți dai neapărat numele. Bineînțeles, există un chestionar, operatorul de acolo este obligat să pună anumite întrebări generale. Corect. Pentru a vedea dacă nu cumva este un apel fals, pentru că sunt și multe situații de acest gen în care cineva se joacă, să spunem, cu nervii operatorului, dar încercăm să cultivăm acest respect față de lege și această atitudine pozitivă față de justiție și de poliție. Aș fi foarte curios când începeți acțiunile reale, să zic așa, nu doar acțiunea pilot, și care se desfășoară în cartiere. În niște zone clar, iată, unde riscul este clar. De zonele acestea negre despre care vorbeați, marți, deci ieri, am mers pe aceeași idee, prevenirea victimizării minorilor. Am lansat un proiect partenerial Sex Matriculăm Violența, de prevenirea violenței școlare în ciclul gimnazial, la Școala General Octavian Goga din Deva, care este o școală... Acolo, corect, perfect. Deci am zona micro, am găsit chiar o zonă, să spunem, predispusă la astfel de situații. Nu spunem că elevii acelei școli ar fi cu probleme, dar ne-am axat pe această școală. Vom extinde, de altfel, acest proiect și în alte școli. Din păcate, iată, Se Exmatriculăm Violența astăzi a coincis, chiar ieri, de fapt, s-a produs fapta, cu o faptă de violență, să spunem, nu extremă, pentru că victima acestui act, din fericire, nu s-a ales cu leziuni foarte grave, dar simplu fapt, simpla idee ca într-o unitate de învățământ publică din România un elev să vină cu un cuțit și să agreseze un alt elev, prezintă, din punct de vedere psihologic cel puțin, un impact negativ deosebit asupra comunității. Și vorbim despre un caz, din păcate, real, întâmplat ieri la o oră de curs dintr-o unitate școlară dintr-o comună apropiată de municipiul Deva. Vorbim de Brănișca, e deja publică pe toate posturile. Este o chestiune publică. S-a depus astăzi o plângere penală de către directoarea acestei unități școlare, iar poliția a întocmit un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și portul cuțitului într-un loc public. Din păcate, iată că se întâmplă astfel de situații. Este vorba despre un minor în vârstă de 13 ani care nu răspunde din punct de vedere al legii penale. Se pot lua măsuri față de acesta. Nu răspunde pentru că e minor, dar nu răspunde și din cauza faptului că are probleme, deci are un diagnostic, clar. Nu, dar există o soluție din punct de vedere social. Trebuie tratați, trebuie integrați, trebuie sprijiniți astfel de tineri și, desigur, prin măsurile pe care le luăm să încercăm să protejăm comunitatea de astfel de... Corect. Problema, știți care este? Mă aștept ca inspectorul dumneavoastră șeful inspectoratului județului Hunedoara să facă un raport și poate și în județul Hunedoara să avem o școală ajutătoare înființată. Pentru că la momentul ăsta există și nu există. Adică aici nu vorbim despre... Există ca și măsură aplicată de către judecători internarea într-un centru special pentru reeducarea tinerilor cu probleme. Despre școala ajutătoare ne referim aici la... Băiatul ăsta e bolnav. Da, noi aici vorbim despre latura infracțională. Nu neapărat toți care sunt bolnavi sunt și agresivi. Corect. Sau nu toți care au o problemă de retard, în sfârșit, trebuie să comită infracțiuni. Corect. Și asta. Dacă se dovedește că... Nu, dar despre speța, despre cauza despre care vorbim, aici e un mare minus pe care îl are învățământul hunedorian, dacă pot să spun așa. Dar, în sfârșit, să vedem ce o să se întâmple. Luăm un prim telefon și continuăm, da. Domnul inspector principal. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Vă rog. Bună seara. Florin de la Deva sunt. Vă rog.
Vreau să vă aduc în discuție un caz care s-a întâmplat la Cimedia. Un om care a murit în vagon, bătut de jandarmerie și poliție. În vagon la tâna Bopi la Cimedia, acolo am aflat întâmplător, trecând prin piață pe la Cimedia, e un caz de neconceput. Când s-a întâmplat? Deci omul a sosit că a fost bătut de poliție și jandarmi, că ar fi fost presupusul unei furturi. Deci el vechi. El stătea acolo, acolo locuia el. Am înțeles, deci era o persoană fără adăpost care se adăpostea într-un vagon. Da, da, exact. Exact. Și a fost prins acolo și după o lună a murit. Am înțeles, acum deci... Acum este mort în morgă în Deva, nu l-a luat nimeni de acolo. Deci cam de o lună, ziceți că s-a întâmplat... Da, 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 și s-a susținut că a fost bătut. Sportor care l-au văzut că l-au bătut. Mascații care au venit acolo într-o razie, că căutau hoții de fier vechi. Așa. Căutau hoții de fier vechi și el acolo locuia și a fost prins acolo și a fost bătut până i-a dat sângele pe gură și pe nas. A avut omul probleme cu inimă, cu șoasta și după o lună a murit acolo în vagon zdrobit. Și cum l-au bătut ei acolo. Am înțeles, e bine că ne-ați spus, domnul inspector principal. Ați putea face o anchetă pe chestia asta și nu tinerii și asta. Și tinerii sunt de vină, dar eu ce să zic, lasă de dorit. Am înțeles. Și uite, domnul inspector principal și-a notat. Da, eu și mi-am notat acest aspect. Înțeleg că domnul a auzit din piață. Da, da, din piață nu este. Da, mi-ați întrebat oamenii la Cimedia. Eu am trecut întâmplător pe acolo și am auzit o discuție care m-a lăsat, vă spun așa, fără cuvinte. Da, eu legat de cazul ăsta... Mulțumesc pentru telefon. Vă mai așteptăm în legătură directă cu noi la Nico, punctul de vedere. Înțeleg că doamna completează. Așa, doamna care completează. Din, din vă rog. Eu am altă sursă, deci domnul a aflat din piață, eu am întâmplător să am fost cu altă acțiune la chiar la medicină legală la domnul doctor Marculescu și îmi spunea, zice, am identificat acea persoană care a murit în vagon, nu este o moarte suspectă, este o moarte naturală, era vorba despre niște documente, urma ca poliția ATF să clarifice din punct de vedere al documentelor acea moarte. Domnul doctor Marculescu îmi spunea că nu este vorba despre o moarte suspectă. Deci practic medicina legală, autoritatea în domeniu îmi spune legală. Că nu este vorba despre agresiune, spune că este vorba despre moarte naturală, este adevărat o persoană. Deci despre ce e vorba. Da, da, întâmplător. Deci nu face obiectul activității pentru că nu este vorba despre o infracțiune de omor, cum a presupus domnul, caz în care este competent procurorul. De obicei le vedem pe buletine, nu l-am văzut pe buletin. Da, am avut cazuri de omor cu chiar cu autor neidentificat inițial. A fost cazul de la fostul Cuibul Veselii sau cum se cheamă, da, acel restaurant, așa, tot un om al străzii, da, care a fost ucis de o altă persoană fără adăpost. Acea persoană fără adăpost, în urma unor analize suplimentare de ADN, suspectul, să spunem, care inițial a fost cerceat în stare de libertate, a fost și arestat pentru 30 de zile. Dar în acest caz este vorba, cum spune domnul, despre o infracțiune gravă la care procurorul ar trebui să intervină, dar este doar vocea unui om din piață care... Nu știu în ce măsură este autorizată. Știți ce se întâmplă? Vorbeați despre informații care trebuiau date poliției. Mai ales în cazurile astea, din acest punct de vedere, ar fi trebuit și... Uite cum a sunat domnul și a făcut curaj. Eu mi-am notat și voi vorbi cu poliția TF, pentru că poliția TF este competent acolo, dar din câte știu eu de la domnul doctor Mărculescu, chiar îmi spunea că nu este o moarte suspectă, este o persoană fără adăpost care a murit probabil din motive medicale, cauza vârstei. Bun, oricum e complicat acum, după o lună de zile, să mai faci anchetă. Nu, este complicat deloc. Deci dacă există indicii în acest sens, medicina legală este și eventual să ne spună. Da, și martor, bineînțeles. Dar medicina legală este singura autoritate care spune cauza morții este de natură violentă, constând în leziuni aplicate cu un corp dur și așa mai parte, cum se exprimă dumneavoastră în raportul medico-legal, sau este vorba despre moarte naturală, omul avea pancreatită sau, nu știu, i-a cedat inima și așa mai departe. Am înțeles. Situație în funcție de care noi putem continua ancheta într-o direcție sau într-alta. Dacă este vorba despre moarte naturală, vă dați seama că nu putem să tragem la răspundere pe nimeni. Bun, e clar că se poate vedea dacă a fost bătut, dacă are leziuni și... Exact. Nu este imposibil pentru medicina legală din secolul 21 să stabilească un lucru simplu. Dar oamenii de regulă în piață, vă dați seama că bun, discută lucruri. E clar că acolo se vând multe lucruri și se stă foarte mult. Da? Da.
în sfârșit, noi luăm orice punct de vedere și orice părere. E eu mi l-am notat. Avizată sau neavizată e bine primită la punctul de vedere. Puteți suna în continuare. 0354 738888. Este o emisiune pentru dumneavoastră, pentru telespectatori, în care așteptăm, vă așteptăm punctele de vedere și așteptăm să ne spuneți ce credeți dumneavoastră despre ceea ce se întâmplă. Și despre subiect, despre subiectul emisiunii, pe subiect, bineînțeles. Bun. Ziua a treia. Ziua a treia, 26, astăzi. Astăzi, din păcate, nu am putut fi prezent la această acțiune. Este vorba despre o campanie stradală în municipiul Deva, în zona Casei de Cultură, zona Opera, zona centrului comercial din centru, constând în distribuirea unor sticle de apă plată de 0,5 litri cu etichete aplicate în locul acelei bine cunoscute etichete, etichete aplicate de poliție în cooperare cu un ONG, o asociație din municipiul Deva, cu recomandări preventive și sfaturi avizate privind protecția locuințelor. Ne întoarcem la apa plată, da, da, și la protecția locuințelor, dar avem un nou telefon. Bună seara, sunteți în direct. Alo. Vă rog. Bună seara, aș avea și o întrebare pentru domnul Ițu. Da, vă rog. Sunt un locatar a blocului I, chiar față în față cu inspectoratul de poliție. Da. Am înțeles, de pe Eminescu. Da. Inspectoratul de poliție deține un apartament în acest bloc, pe scara 2, apartamentul 29. Ce se întâmplă cu acesta? Câți oameni de la au fost aici în apartamentul ăsta, au rămas datorii, sunt permanență tot pe calea justiției s-au ajuns ca să se recupereze datoriile. Eu nu cred că este corect din partea unei instituții ca poliția. A doua problemă. Probabil că sunt persoane fizice, mă gândesc că nu inspectoratul. Probabil anumiți angajați au stat în chirie și n-au plătit. Aici trebuie... Da. Da, păi deci oamenii dumneavoastră. Și în permanență când ne-am adresat poliției, ne s-a spus ca să mergem pe calea justiției. Nu, da, pe cale civilă. Da. Merge. A doua problemă. Persoanele care locuiesc aici, orice acțiune se întreprinde, de exemplu, s-a montat interfon, de exemplu, acum se adună bani pentru schimbarea ușilor, termopane și tot, spune că ei nu participă la așa ceva, că ei sunt trecători prin bloc. Și, dar în schimb, doar și ei beneficiază de o zugrăveală pe scară, de termopane, de alte minuni. Aici ar trebui să vă lămuriți cu proprietarul apartamentului. Da. Da, dar nu sunt proprietari. Proprietarul apartamentului este inspectoratul de poliție, care stau oamenii care vin angajați. Vreau să vă întreb ceva. Știți dumneavoastră că e intabulat pe IPJ Hunedoara? Da, e apartamentul lor. Se poate verifica. Am înțeles, uite, o să... Mm-hmm. Am înțeles, deci, apartamentul 29, da. Blocul I, apartamentul 29 din blocul I. 29. Scara? Scara a doua. Scara a doua. Am înțeles. Uite, data viitoare, când vine domnul Bogdanițu, întrebăm. Sunt surprins, da, să aflu. Ce se dă și ce se cere. Poate e o locuință cumpărată, o locuință de serviciu? Nu, bănuiesc că este vorba despre, probabil, vreun angajat. Nu e vorba despre un angajat. Este cumpărat cam în jur de 10 ani, să zic așa, de inspectoratul de poliție ca apartament de serviciu. Prima dată a stat domnul David, dacă știți, care a avut probleme foarte mari și a fost închis și tot. Și da, după aia au urmat mai mulți, de mai multe persoane. Acum, de exemplu, dacă chiar se poate da cu numele, e domnul Duca. Da. Mulțumim pentru telefon și pentru punctul de vedere. Deci asta e de știre. Și n-a plătit, nu a plătit, să înțeleg, întreținerea sau? Să întreținerea, nu contribuie la interfon. La... Da. Știți? Nu vrea să-și pună domnul Ducă interfon. Da, o să discut cu dumnealui să... Am înțeles. Deci probabil au trecut mai mulți. Uite, asta e subiect de știre. Poate... Da. Apropo, montarea interfonului este una dintre măsurile preventive pe care noi o recomandăm. Păi și poliția de ce nu contribuie atunci? Mă abțin, nu pot să comentez. Doar măsura în care voi lua legătura cu domnul respectiv și îl voi întreba. Poate are motive personale. Nu știu. Nu, poate nu e de acord cu firma care montează interfonul. Ar fi chiar culmea. Deci că e măsură preventivă, dar nu-mi place firma. Nu-mi plac ochii firme. Într-o comunitate, să vă spun ceva. Într-o comunitate și eu, prima dată, m-am cam enervat și n-am avut vorbe foarte bune despre interfonul pe care l-au montat pe scară vecinii. Au zis, bă, trebuie să dai bani. Poftim? Da, bun, luați de aici. Și după aia se bloca, îmi dădea eroare și nu știu ce, pentru că apăsam eu mai tare pe buton, eu fiind mai... Hotără din... Așa, mai, un temperament mai coleric. Dar asta nu m-am împiedicat să particip la
Zugrăvit. Și la nu acum punem termopane și noi. Deci da. Să știți că, uite, comunitățile... Mă voi interesa și atunci nu vă voi... supărați. Dacă e apartament de serviciu, atunci IPJ-ul să-și facă datoria. Că da, dar este corect. E o problemă. Eu voi verifica această informație și vom ține legătura. Cred că tot cu persoana, tot cu serviciu personal și cred că cu domnul inspector șef se ia legătura când cineva are nevoie de o locuință de serviciu. Chiar, chiar ar fi recomandabil, pentru că dat fiind apropierea foarte, foarte mare de IPJ, domnul care înțeleg că este administratorul sau șeful de scară poate să se prezinte într-o audiență la conducerea Inspectoratului Județean de Poliție să ridice pe tapet această problemă. Domnul inspector șef având, desigur, pârghile necesare pentru a interveni în astfel de situații. Eu nu cunosc, dar mă voi documenta și vom comunica. Uite, pe acest... Trebuie, da. Pentru că e normal... E normal când venim, vedeți, dumneavoastră ziceți, mă, nu faceți așa, sau faceți așa, dar apă plată, hai că mă întorc la subiect, numai apă plată, nu, tu acolo, colorată cu ceva. Vă spuneam că această campanie Săptămâna Prevenirii Criminalității, din păcate, nu beneficiază de bani de la bugetul de stat, ca urmare a trebuit să găsim soluții alternative prin sprijinul unor ONG-uri care ne-au oferit această soluție. Oferirea sticlei de apă plată, omul primește apa plată, o consumă în timpul deplasării și instinctiv citește și pe etichetă acele două, trei recomandări preventive pe care, dacă le va respecta, sunt convins că numărul de infracțiuni de furt din locuințe, pentru că asta a fost tema, va scădea semnificativ. Sunt lucruri simple, de regulă montarea unui sistem anti-efracție de alarmare, eventual conectat și la dispeceratul unei firme de pază, vă asigur că dă rezultate 99%, în sensul în care infractorul pătrunde în locuința, acel sistem se declanșează și va rămâne doar o tentativă de furt, pentru că nu va mai avea timpul fizic necesar să acționeze, să caute bunurile pe care le intenționează le sustragă și va fugi speriat de zgomot, dar și de posibilitatea ca agenții de pază să vină și să-l surprindă în flagrant. Nu, dar stai bune, știți de ce? Pentru că de acum criza și... Nu costă foarte mult. Sistemul merită investiția. Merită investiția, dar problema e alta. Stăm și ne uităm la românașii noștri și zic și eu acum, Doamne, fer de o ploaie, că ce e pe mine și în dulap. Adică există de la mulți... Există și asigurări, da, privind bunurile din locuință, asigurări care iarăși au scăzut ca și cuantum în ultima perioadă. N-am încredere, îmi pare rău. Deci eu cu firmele de asigurări sunt într-un plan 100. E bine ce-mi spuneți dumneavoastră. Sunt persoane care au bunuri de mare valoare și Acolo da. Dar înseamnă că au și banii să-și pună un sistem de infracție. Exact. Și o asigurare care să-i despăgubească în cazul unei nenorociri de acest fel, care, vă spun eu, că produce neplăceri. Și știți că ministerul nu, nimic, adică pe mine mă enervează chestia asta. Faceți. Păi cu ce? Păi nu știu, vă descurcați. Păi stați sub apă plată cu etichete. E ingenioasă soluția. Este eu apreciez. Ne punem la contribuție și imaginația și creativitatea și găsim soluții, spunem noi, optime. Știți, aici e marea problemă a statului român. De multe ori vine ordinul. Faceți. În instituții cum e a dumneavoastră, semi-militarizată, dacă pot să spun așa, sau militarizată, sau cum doriți să-i zicem, că tot sunt uniforme, grade, subordonare, ierarhie. Și de multe ori vine ordinul. Faceți! Pă cu ce? Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, sunt Bună din seara. Hunedoara și vreau să profit de ocazia că e și domnul din cadrul poliției. Da, vă rog. Locuim la Hunedoara, lângă stația asta care a fost înainte și a luat-o cineva, un patron din Deva, și a dat o alarmă. Vă rog să ne credeți, suntem terorizați toți. Școala numărul 8 este vecina lor, locul din stânga, iară și... Stați un pic, doamnă, numai puțin. Strada. Nu știu ce stradă, că e lângă piața de la Dunărea. Deci e lângă piața de la Dunărea. Regia, da, nu mă completați. Da, au fost înainte și e privatizat cineva acolo. Nu are nimic, dar în schimb am montat o alarmă, o sirenă, de ne scoate pe toți din da, este prea din sensibil, nu ne putem odihni. Și se declanșează și n-are cine să oprească, cu... că nu locuiește nimeni în stația respectivă. Mm-hmm. Am înțeles. Deci e o stație de transport în comun, e un chioșc? Nu, ei probabil vor să-și facă vreun depozit acolo, am înțeles. Și nu-i nimeni înăuntru. Deci ei, respectiva stație este recondiționată, este făcută pentru nu știu ce destinație, dar montat în exterior una din ăsta de alarmă și urlă de nezăpăt. Dacă a trecut un porumbel, se declanșează. Dacă a trecut o pasăre...
Și noi trebuie să suportăm un zgomot, eu nu știu cei de la școală cum pot suporta când deranjează copiii la ore. Da, da, cum e discutat cu patronul să... cel puțin dacă ar fi reglată puțin la o intensitate mai mică, dar urlă exact. Din ele se păcește. Nu, dar ar trebui să aibă... Deci domnul ăla ar trebui să aibă și paznic acolo, sau mă rog. Nu e nimic, nu e nimic, ne-am adresat și noi la organe undeva, unde? Unde să se ducă doamna în Hunedoara, spuneți? Pentru că e tulburarea liniștii trebui... publice, nu fost spărați pe mine, după părerea mea. În primul rând, mea. Ar trebui discutat cu patronul respectiv. Poate dar pe calea mea... Dar vede pe patronul respectiv, că nu locuiești aici, e închisă stația. Posibil respectiv. Să nici nu știe de situația asta, dacă nu locuiește, posibil da, să nici să nu știe. Da, dar să mă duc eu cetățean, să-l caut pe ăla și ăla zice, domnule, în ce calitate vine la mine? Altfel e când... Păi, acum există și reguli de bună conviețuire între vecini. E normal că e ca și cum ai da muzica foarte tare sau chiar deci și la mașini puternică. Se întâmplă. Vă rog să ne... Cei se plâng din confort redus și noi ne plângem, mai ales care da. Suntem în direcția respectivă. Nu ne putem opri. O sesizare la poliția Hunedoara ar ajuta? Da, eu am să aduc la cunoștința conducerii această situație de acolo. Poate polițistul de proximitate poate discuta altfel. Eh. Să spunem cu patronul. Mă gândesc că omul nu este rău intenționat, ba, din contră, încearcă să-și protejeze patrimoniul, ceea ce este un lucru corect, să-și benefic, protejeze, dar să nu... Dar există acea situație cu autoturismele parcate. Mulțumesc care... pentru... Numai puțin. Mulțumesc pentru telefon. Vă mai așteptăm în direct, doamnă. Așa. Există aceeași situație cu anumite autoturisme care de asemenea au o alarmă foarte sensibilă și în momentul în care alte autoturisme sau autovehicule trec pe lângă, se produce acel zgomot supărător care durează câteva minute, atâta timp cât să-ți strice somnul la un moment dat. Este o situație greu. Somnul și să înceapă și celelalte mașini. Numai să înceapă și celelalte mașini, dar să înceapă... Eu am o problemă cu piticii. Știți? Am niște pitici. Ei dorm liniștiți. Când încep zgomote din astea supărătoare, am mai fost eu într-un hiper, supermarket, nu știu cum să-l numesc, bă, și au o sonerie, frate, deci când nu sunt destule caseriți acolo, bagă 5 sonerii de nu mai știi pe ce să pui mâna, vrei să umpli coșul și să fugi. Deci complicat. Da, da. Așa și cu asta. Da, se poate apela chiar și la 112, deși nu este o situație de urgență care să pună ba în pericol viața. Ba e o situație viața, de urgență, că deja, dar, dacă nu orice... stau mai prost cu inima și da. Aia urlă dintr-o dată și eu sunt într-o situație... Nu mă refer mai... la supermarket, mă refer la nu, doamna, nu, aici la, la școala generală numărul 8. Deci da. Pe lângă piața Dunărea. V-ați notat? Da, da. Bun, luăm un nou telefon. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara! Vă rog! Bună seara! În sfârșit pot și eu prinde. Vă așteptăm! Vă rog! Mă așteptați, dar nu mă așteptați bine. De ce? Am o problemă cu copiii, cu tineretul ăsta, așa de, mai bine zis, needucat. Așa! Între blocurile 28 și 27. 28 din municipiul Hunedoara. Din Hunedoara. Strada. Așa. Pe ce stradă? Rândunicii. Am anunțat strada Rândunicii. Deci Rândunicii. Vorbim de micro 6? Micro 5. Micro 5, am înțeles. Deci micro 5, a. strada Rândunicii. Așa. Se adună la o scară din mijlocul blocului. Mulți indivizi. Și copii, și mari, și mici, și de la alcuțița. La șezătoare. La șezătoare, nu? La șezătoare. Se strică vremea și nu se vor mai adună. Fac tot fel și fel de probleme. Nu vă pot spune că e păcat să spun pe telefon. Ordinea asta și liniștea publică, cine trebuie să ne păstreze? Și noi, că și noi să plătim taxe și impozite la stat. Corect ce spuneți dumneavoastră. Da. Uite, dar domnul Nițu și-a notat. Polițist de proximitate este în zonă? Desigur, întregul teritoriu este acoperit. Ce să facă domnul? Să sune la 112? În situația în care se tulbură... Tot am sunat și la 112. Am sunat. Dar... Și ce v-au spus? Nu se ia nicio măsură. Bine, acum mai mult, în situația dată, din câte înțeleg, mai mult de o amendă pentru tulburarea liniștii publice nu prea... Legea nu prea îți permite. Numai puțin, da, s-a dat amenda aia sau vine polițistul și zice, mă, băie, să mie este, mie este cunoscută. O dată așa, doar așa. Se trec lucrurile. Zona mea este cunoscută, deci acolo știu că s-a intervenit nu de mult, zona respectivă, strada Rândunicii, dar după cum vă spuneam, mai mult de o amendă, acum oricum vremea... Dar auziți aici, dar părinții copiilor nu pot fi amendați. Ba, desigur, legea prevede pentru nesupravegherea... Păi dacă prevede legea, de ce nu se aplică?
Păi asta, asta mă interesează, asta că s-a aplicat, dar... să văd măcar 1, 2, 3, 5 din 50, din 55 de cât sunt aici. Da, soluția se aplică, dar copilul va reveni pentru că nu există o soluție. Din păcate, ar trebui comunitatea să organizeze pentru acești tineri, eu știu, un club al tinerilor unde să poată să-și petreacă, să practice un sport, să-și consume energia în alt mod. Dar da, un parc eventual... Spar geamurile la oameni, spar geamurile la oameni, atunci oamenii tot ei le plătesc. Nu pot să se adreseze nimănui, nu se poate... Ba, da, tot poliție, zic eu. Da. Păi, da, poliția comunitară, poliția da. Nu știu cui, jandarmerie și așa mai departe. Și nimeni nu ia nicio măsură. Cum putem rezolva situația? Da, noi din păcate tratăm efectul, să spunem. Mulțumesc pentru telefon. Ei, și dacă pentru... dacă ați vedea dumneavoastră în scară că intră și se urinează în scară. Deși am avut interviu, nu trebuie să-l iau. De ce? Trântit ușa. Au dezmembrat-o. Păi ce să le fac atunci? Deci să-i înseamnă fac că... eu? E în zonă, e... E o chestie acolo, de educație, da. Bun, e o chestie și de educație, dar nu vă spun asta mine. Dacă nu-i dai amenzi și nu încerci să controlezi fenomenul, degeaba, apă plată. Da. Mulțumesc pentru telefon și pentru sesizare. Da. Am înțeles. Mulțumesc pentru telefon și pentru sesizare. V-ați notat, domnul? Mi-am notat Mițu? Și acest aspect. Uite, data... este cunoscută chiar pe stradă, nu știu că au mai fost probleme și s-a intervenit. Nu, dar acolo campanie, pentru că noi... dacă stăm, bun, facem campanii în centrul orașului de informare, dăm fluturaș. Bine, perfect. Bun. Din punctul meu de vedere, ok. Și aia trebuie făcută. Dar îmi pare rău dacă nu se fac cât de acolo cât. Alte măsuri, acolo măsuri reactive de aplicare de sancțiuni contravenționale. Din păcate, vă spuneam, sancțiunea contravențională, să spunem, sancționează efectul, dar cauza este de natură socială. Îmi pare rău să spun asta. Sunt tineri care nu au un țel în viață, nu au un obiectiv, nu sunt neșcolarizați, nu au preocupare. Nu știm ce școală au, noi facem presupune. Majoritatea, vă spun, din zona respectivă, sunt tineri care ori sunt în abandon școlar. Bun, și de aici până la comite ceva, la 10, la 10 seara, toată lumea la culcare. Băieții, vă găsiți altceva. La 11 vine din nou polițistul. Face așa o săptămână, după o săptămână se sparge gașca. Adică trebuie un pic de voință. Da, problema este ce le oferi în schimb, pentru că, bun, îi trimiți de acolo, ei vor reveni sau vor merge și vor comite infracțiuni în altă parte. Ideea este să le oferi o alternativă viabilă, corect. Adică să implici într-o chestiune utilă. Bun, aici trebuie să colaborați cu primăriile și cu, nu știu, cu investitorii, dar oricum, un club, ziceți dumneavoastră. Da, din păcate noi nu avem atribuții decât pentru aplicarea legii, dar corect. Este un lucru formal pe care noi, desigur, putem să aplicăm 10 sancțiuni. Luăm un nou telefon. Unele le plătesc, corect. Altele nu. Bună seara! Alo, bună seara! Vă rog! Locuiesc în zona Dunărea și așa. Vreau să... În Hunedoara, spun... da? Da, da, în Hunedoara. Vreau să vă spun că la Dunărea, în fața blocului V5, este o parcare de mașini unde seara, zi de zi, la ora 11-12 seara, se strâng 3-4 mașini cu muzică, date la maxim, bierăte, urlete, deci nu ne putem odihni. Deci băieții fac club. Da. Aici este foarte simplu, un apel la 112 și mașina de poliție va apărea. Haideți să vă întreb ceva. Au fost domnii de la poliția locală. Au așa. Fost de câteva ori la dânsii, au spart gașca, după 5 minute s-au întors înapoi domnii cu mașinile. Da, deci ceea ce vă spuneam. Ce să deci le mai facem, o... ce să le mai... Nu există o alternativă. Bine, ba, există poliția o alternativă. Vine, le dă amenzi, oamenii revin. Nu știu dacă le dă amenzi, că aici e problema. Că se duce și le spune, bă, voi, spargeți gașca. Bun, dar dacă o faci acum și peste o oră revii, există, nu mai există patrule? Eu țin minte un lucru. Mulțumesc pentru telefon. Mulțumesc. Și vă mai așteptăm. Deci, zona Dunărea, v-ați notat? Mi-am notat și zona Dunărea. Z5 blocul. Haideți să vă spun ceva. Una peste alta. Eram elev, nu știu dacă eram la liceu, și era înainte de 1989. Alte vremuri. Erau alte vremuri, da, dar numai puțin. Am venit, m-am dus de la film, la film de la ora 8. Dura filmul 8:30, 10. Și am venit pe jos de la Cinema Patria, înspre cartierul unde locuiesc, că de-aia știu bine cum e viața de cartier, că eu tot acolo stau, deci nicio problemă. La un moment dat, patrulă mixtă. Erau militarii... Da, existau militari în termen. Acum militari, nu în termen. Militari în termen, da. Militar în termen, cățel, subofițer. Trei organe de poliție. Pot să zic așa, nu? Corect.
Eram cu un prieten. Bună seara, bună seara, vă rugăm să vă legitimați. Păi n-am buletin. N-aveam buletin la mine. Dar noi eram pașnici, n-aveam niciun fel de treabă. Dar la ora 10 seara ne-au legitimat, ne-au spus, de unde veniți la ora asta? De la film. Și mergem acasă. Și unde stați? Acolo. Și cum vă cheamă? Bun, și-a notat omul. N-a fost un caz deosebit. Dar faptul că ne-au oprit... Acest lucru se întâmplă, sunt convins, pentru că asta este atribuția organului de poliție, să identifice... Mai avem patrule seara? Sigur, sigur că da. Orice zona orașului este acoperită, practic, de patrule. Din păcate... Și atunci de ce? Cu Nedoara, două locuri în care... Din păcate există o patrulă probabil distribuită la un areal mult mai amplu față de posibilitățile fizice ale polițistului. Ca să vă spun cu alte cuvinte, sunt prea puține patrule pe un oraș atât de mare. Există, bineînțeles, și poliție locală și jandarmerie, dar nu putem fi omniprezenți. În momentul în care suntem într-o locație... Nu, probabil... dar dacă știi că se adună și sunt sesizările astea, strada Rândunicii, acum știu eu. Da, da? În Dunărea. Bloc, între blocul 27 și 28, da? În micro 5. În zona pieței Dunărea. Blocul Z sau V5, 5, în, da. În sfârșit. Parcarea de la blocurile astea. Când știi că ea fac gașca acolo. Dom'le, treci musai în sfârșit. În arealul tău treci să vezi ce se întâmplă. Și dacă văd poliția, nu se poate să nu existe posibilitatea asta. Bun, nimeni nu e... Când vine hoțul și fură, e clar. Ăla e, da. Când sunt șmecherii de cartier... Eu mai ies, că și la mine se adună, dar... Sunt inclusiv în acest weekend, spre exemplu, s-a făcut o razie în tot județul, a fost o acțiune mai amplă, cu Nedoara în siguranță s-a chemat, cu sprijinul inclusiv al colegilor din alte județe, cu sprijinul celor de la Serviciul de Intervenție Rapidă, cu cei de la Ordine Publică, de la Poliția Rutieră. Practic am periat întreg județul și am aplicat, nu am acum datele, peste 300 de sancțiuni doar pe Poliție Rutieră, dacă mi-amintesc bine. Deci un număr foarte mare de sancțiuni contravenționale, inclusiv la legea 61, cea care reglementează ordinea și liniștea publică. Vă spuneam că astfel de acțiuni au loc periodic, dar din păcate eficiența este cea pe care o cunoaștem. Facem de aceea un apel și la spiritul civic al persoanelor și păi la... Păi sună la 112, spargă aia gașca 5 minute, bun, a plecat poliția, da, hai înapoi, mă. Sunăm încă o dată. Păi sunăm încă o dată ce fac ce, că... La un moment dat, dacă... Atât ne în seara asta la Mendez, mâine permite... seara la Mendez, poi mâine seara la Mendez. Se satură omul și zice, frate, stai că nu. Da. Deja lucrez la cooperativa, muncă în zadar pentru că mă întâlnesc cu prieteni. Problema este că legea ne permite doar atât. Nu putem să îl arestăm, să spunem, pentru astfel de fapte. Pentru că ar fi chiar nu este o gravitate. Se încadrează la limita contravenției, spunem. Asta în cazul în care tulbură liniștea publică. Pentru că pentru simplu fapt că omul stă pe stradă și asta nu eu vă dau... Să nu fiu acuzat acum de instigare la violență și așa, dar la un moment dat, dacă iasă niște băieți, că și în cartier sunt unii care muncesc amărâții și nu sunt din ăștia așa, nici grași ca mine, supraponderali, sunt bine făcuți. Dacă iasă 10 vlășgani din ăia care trebuie să ducă, nu știu, mâine la serviciu, pleacă, nu știu pe unde, prin deplasare, lucrează în construcții, care lăs pe nu știu unde și la un moment dat se supără. Și fac un pic de ordine ei în cartier. Atunci iar nu-i bine, știți? N-ar fi de dorit, da. Păi n-ar fi de dorit, Nu încurajăm astfel de chestiuni de a-ți face singur dreptate, să sprijinim poliția, că dacă dar nu... sun la 112, sun acum. Sun și mâine. Sun o săptămână întreagă și nu se întâmplă nimic. Oia tot la mine sub geam sun. Da, este foarte adevărat. Este o situație supărătoare. Încercăm să găsim soluții la orice astfel de... Acum să sperăm că și vremea, dacă se va răci și va începe... N-aveți nicio șansă. Nu mai vin. Mă uitam la prognoza meteo pe România Bine, TV. Pe următorul... Mi-a amintit regia în caz că văd că o să fie 30 de grade. Da, corect. Deci o să fie... Da. O să fie bine. Este o chestiune specifică sezonului cald, când foarte multe persoane își petrec timpul liber în exterior și, din păcate, vorbesc uneori mai tare, noaptea fiind liniște, se produce acea neplăcere, disconfort cauzat celor care a doua zi poate merg la lucru și doresc să se odihnească. Deci, asta cu patrula, noaptea, să știți că se aude extraordinar de bine. La un moment dat știți că nu stau departe de IPJ. Știți când ați avut 24 din 24 sau nu știu cât ați jucat fotbal? Da, da, da. Au jucat colegii. Da. La un moment dat... Solstițiu de vară la fotbal. Așa. Am jucat 24 de ore fotbal. La un moment dat vă povestesc că întâmplarea e reală, întâmplarea. La etajul 4, foarte cald, geamurile deschise. Hai, dă-i! Era și cu o sirenă cineva.
până la o anumită oră, până la 10 a fost și sirena. Mă zic, joacă la unitatea militară. Povești, la dumneavoastră se juca, după aia am aflat a doua zi, zic, mă... Noi v-am invitat, a fost și presa invitată, din păcate nu s-au prezentat. La un moment dat am fost tentat să vin la poartă și să zic, fraților, dacă nu mă lăsați să dorm, hai să fac și eu o miuță, exact. Frate, că nu se mai poate. Ați primit invitații, dar din păcate nu s-au prezentat decât foarte puțin. Deci eu auzeam și e distanță, vă spun. Eu auzeam până acolo și e ceva distanță. Da, gândiți-vă cum se aude când se adună chiar 5 băieți cu mașinile și care au echipament audio așa cum trebuie pe mașini, când dau aia la maxim în boxe, e o întreagă veselie. Dar eu nu vreau la discotecă, eu vreau să dorm, știți? Da, este adevărat. Poate că poliția în urma emisiunii astea, nu știu, poliția din Hunedoara, cine e șef la poliția din Hunedoara? Domnul comisar șef Petca Eugen. Poate domnul comisar șef Petca Eugen. Eu îl voi contacta. Ne aude și... se duce să rezolve puțin, sau își trimite oamenii să rezolve puțin problema în zona așa, timp de o săptămână. Știu că mi-am făcut dușmani, asta e. Nu, da. este rolul mass media, de ce? Pentru că noi doar am informat, nu am tras un semnal de alarmă. Nu vă supărați, eu și vara dorm, sperăm. Știți? Bun. Spre deosebire de conector. Revenind, revenind, deci pe 24... împotriva delinvenței juvenile, da. Pe 25 exmatriculăm violența, pe 26 apă plată, da, fără lămâie, apă plată cu mesaje. Sporește, da? Siguranța casei tale. Iar mâine avem așa. Un nou proiect, Fii vigilent pentru siguranța ta, prevenirea infracțiunilor de tâlhărie. Vor fi desfășurate două acțiuni de informare a publicului pe tema prevenirii infracțiunilor de tâlhărie în autogările din municipiul Deva și Hunedoara. Deci iată că ne apropiem de municipiul Hunedoara. Cu această ocazie vor fi expuse afișe cu, mă rog, informații în acest sens, în mai multe microbuze ale firmelor care efectuează transport de persoane pe rutele locale între cele două municipii. Pentru că de regulă tâlhările cam în aceste zone se produc, în zonele aglomerate, piețe, autogări, gări, acolo unde omul are mâinile ocupate cu bagajele pe care le transportă și cei certați cu legea au posibilitatea astfel să smulgă, pentru că majoritatea sunt tâlhările de mică violență prin smulgere de lănțișori, de telefon mobil, smulgere de obiecte sau poșete și ulterior fuga autorului, care poate fi iarăși, am observat un proiect interesant într-un alt județ, bine, era regizat, erau actori cei care unul juca rolul victimei altul autorului și să vedem reacția opiniei publice. Mulți filmau cu telefonul mobil, ca și la un spectacol. Nu a sunat nimeni la 1-2 să spună, iată, am văzut o tâlhărie, este un individ care fuge, sau haide să-l oprim, sau cumva să-l imobilizăm și așa mai departe. Deci reacția opiniei publice este destul de slabă din acest punct de vedere. V-am și explicat de ce, da. Nu. Aici trebuie să schimb. Doamna Pivișeru, schimbați justiția cumva, doamna Pivișeru. Vineri. Că nu mai vineri, avem ultima zi este dedicată siguranței rutiere, pentru că ne interesează și acest aspect, o acțiune de conștientizare a pietonilor, a conducătorilor auto și a posesorilor de mopede. Numai. Astea sunt categoriile generice, să spunem, așa. Tot prin pliante. La acest capitol vreau să vă spun că suntem pe locul 3 la nivel național la reducerea riscului rutier, adică reducerea numărului de evenimente rutiere grave și a victimelor, comparativ cu anii precedenți. În ultimii 3 ani am înregistrat un trend descendent față de anii precedenți. Astfel, în momentul actual, chiar am o statistică la zi, pot să vă spun, comparativ cu anul trecut, s-au înregistrat mai puțin cu 32 de accidente rutiere grave, mai puțin cu 10 morți și mai puțin cu 31 de răniți grav. Deci un lucru îmbucurător, nu ne oprim aici, pentru că numărul este oricum destul de mare, să spunem. Nu ne comparăm cu alte județe care au un număr mult mai mare, dar oricum încercăm să diminuăm pe cât posibil. Din păcate, chiar dimineața am avut un accident rutier cu victimă, cu trafic blocat, după cum bine știți. Am văzut pe buletin. Așa. Cauzele sunt bine cunoscute, cauzele generatoare de evenimente rutiere, viteza neadaptată la condițiile de drum, traversarea neregulamentară a pietonilor, în momentul în care traversează în afara trecerii de pietoni sau nu pe culoarea verde, ci pe alte zone și neacordarea priorității atât pietonilor cât și altor vehicule. Iată, am avut doar ieri două evenimente rutiere prin neacordarea priorității de dreapta altor vehicule. Sunt evenimente rutiere care se produc și în alte zone ale țării, dar încercăm să desfășurăm activități și cu caracter preventiv și reactiv și de aplicare de sancțiuni contravenționale. După cum am spus, în weekend am acționat cu toate aparatele radar și am adus chiar și în alte județe colegi care să ne sprijine. Când mai veniți? Că trebuie să mă invitați.
Uite, vă rog să mai veniți, că nu, trebuie să mai cu mare plăcere, oricând sunt benefici aceste discuții, pentru că aflăm și noi pulsul societății, aflăm problemele care se confruntă cetățeanul. Noi vă stăm la dispoziție și nu trebuie să ne supere nici punctele de vedere care nu ne convin câteodată. Nu, din contră, chiar sunt constructive, cel puțin discuția în această seară. Apartamentul 29 din blocul I. Deci temă de casă, domnul Mițu, n-aveți încotro. Mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați spectatori, că v-ați uitat și vă uitați în continuare la noi, nu plecați nicăieri, pentru că urmează o emisiune foarte interesantă, se pregătește, suntem pe aproape ultima 100 de metri, înaintea campaniei electorale, să vedem cine candidează. În seara asta, domnul președinte al PNL Hunedoara și copreședinte al USL la nivelul județului Hunedoara, domnul profesor Mircea Ion Moloț, este invitatul colegei Monalize Hin, alături de doamna Carmen Hărău, cunoștință bună și veche de a noastră, sau mă rog, recentă, dar care va candida pentru un post de parlamentar. Rămâneți așadar cu Hunedoara TV. Noi ne revedem vineri. Vineri, administrația municipiului Deva vine în studioul Hunedoara TV la punctul de vedere. Toate cele bune!